În cursul nopții, Bogdan Dumitrescu, ofițer în cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate OLT, a fost transportat la Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova de la Spitalul Municipal Slatina, după ce a fost împușcat accidental în cap. Se pare că în seara respectivă, împreună cu iubita, fuseseră în vizită la niște prieteni. Acolo consumaseră alcool, astfel că se explică faptul că la sosirea echipei de la ambulanță, femeia a fost foarte violentă verbal. În cursul nopții am avut un accident, în urma căruia s-a deplasat echipele la fața locului, unde au găsit două victime cu plăci împușcate, un bărbat de 33 de ani cu plagă frontală stângă și o femeie de 28 de ani cu plagă împușcată la nivelul mâinii stângi. Din câte am înțeles de la echipele noastre, pacienta era destul de agitată, agresivă verbal, având diverse vorbe nesprenite celor din jur. Femeia a fost transportată la Spitalul Slatina, unde de altfel este internată și urmează să fie audiată, iar ofițerul este în continuare în stare critică la spitalul din Craiova. Șansele de supraviețuire sunt mici. Din declarațiile celor de la Inspectoratul Județean de Poliție, arma cu care s-a tras nu este cea aflată în dotarea ofițerului, ci una personală pentru care deține acte. În timp ce manevra un pistol care aparținea legal prietenului ei, ofițer în cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate OLT, pistolul s-a descărcat, rănindu-o pe aceasta la mână, iar pe prietenul ei în zona capului. În cauză se continuă cercetările sub coordonarea parchetului de pe lângă tribunalul OLT pentru stabilirea condițiilor și împrejurilor în care s-a produs evenimentul. Până la această dată au fost interogați doar prietenii celor doi, care au susținut că între cei doi iubiți nu a fost niciun conflict. Pentru moment, procurorii au încadrat fapta la vătămare corporală din culpă, urmând ca în funcție de evoluția cazului aceasta să fie schimbată sau nu. N-am reușit pe el nici atât să-l audiem, era în convulsii și de asemenea nici pe prietena lui, potențială autoare, cel puțin la nivelul ăsta discutăm acum, n-am reușit să o audiem. Cert este că încadrarea juridică, cercetările până în acest moment sunt pe vătămare corporală din culpă, pentru că din perspectiva acestei infracțiuni competența nu ne aparține nouă, vă spuneam că noi investigăm infracțiunile de omor, nu de vătămare din culpă. În acest moment, ofițerul se zbate între viață și moarte. Acesta a fost împușcat din spate, iar glonțul a străpuns craniul pe diagonală. Medicii sunt rezervați cu privire la șansele polițistului, acesta fiind în continuare în comă.